Salut și am găsit la un nou joc pe acest canal. Astăzi simulăm cariera lui Dennis Mann în UFC 24. Ați auzit bine, astăzi simulăm 10 sezoane cu Dennis Mann. Și Dennis Mann o să aibă de câștigat foarte, foarte multe chestii. Desigur că este la Parma, unde joacă el în momentul de față. Desigur că trebuie să facem cu Hagi chestia asta. Nu atâta, este cam cea bun fotbalist român. Și când m-am gândit la un manager, el mi-a venit prima răminte, așa că pe el l-am ales. Oricum, înainte să trecem să-l vedem pe Dennis Mann cum arată, desigur că avem nevoie de obiective. Și obiectivele sunt în felul următor. Dennis Mann trebuie să câștige de 3 ori Champions League, să câștige Liga în 3 ligi diferite, să ajungă la 99 overall, să câștige Balonul de Aur de 3 ori, să câștige Gheata de Aur de 2 ori, pentru că e winger, va fi destul mai greu, să obțină în cariera sa 20 de trofee, desigur să înscrie 175 de goluri și să livreze 75 de asisturi. Eu zic că sunt niște obiective foarte, foarte bune pentru Dennis Mann. E bine, și el vedem că este cel mai bun de la echipă când vorbim de overall, chiar este cea bună, are 75 overall. El normal are 24 de ani, însă i-am vrut să-i scad 2 ani pentru că 24 mi se părea cam mult. Asta însemna că avem destul de puțin timp ca să completăm obiectivele. El cu niște stats-uri destul de bune, un pace foarte, foarte mare pentru el, un dribbling chiar foarte, foarte bun, vedem acolo că este destul de agil, 90 la agility, însă nici pe shooting nu stă rău, 72 pentru un winger, pentru un right mid, e destul ok. Primul sezon desigur că vom sta la Parma, însă va cam trebui noi să aranjăm echipa pentru că nu arată foarte, foarte bine. Așa că revin după ce aranjez. E bine, și cam așa va arăta echipa, de câte știm și Mihailă este la Parma, jucător chiar foarte, foarte bun, 81 de ani, 23 de ani, poate facem și simularea lui Mihailă, însă momentan avem simularea lui Dennis Mann. O echipă destul de bună, Parma, să fiu sincer. Ea este în a doua liga a Italiei, dacă nu mă înșel, dar este în Serie B. Eu zic că reușim în sezonul acesta să o ducem în Serie A. Desigur, ca să facem chestia asta avem nevoie de diferite planuri și de contracte pentru a rămâne la echipă. Lui Dennis Mann însă, hai să vedem ce putem să-i băgăm pentru primul sezon. Și să fiu sincer, nu prea sunt ce știe ce mai este un right mid, nu prea îmi plac. Însă cred că o să merg pe un wide playmaker, adică are nevoie de passing mai mare și hai să facem și un 5 stele schemul. E bine, am făcut contractele cât și diferent planul la echipă arată foarte bine cu Dennis Mann și cu Mihailă în stânga. Totuși ne interesează Dennis Mann, hai să vedem tot ce reușește. Îi dăm simulare la primul sezon și hai să vedem dacă reușim până la urmă cu Parma să trecem în Serie A. E bine, primul sezon s-a terminat. Sunt foarte curios să văd cum arată Dennis Mann și hai să vedem, are 78 overall, destul de bine. Mihailă la 75 overall. Mai bine, cred că aș juca Mihailă. Hai să vedem totuși ce a reușit să facă Dennis Mann și se pare că a reușit 20 de goluri în primul lui sezon. 20 de goluri și 5 asisturi. Nu este top la asisturi, dar este top la goluri. Hai să vedem totuși dacă reușim să câștigăm Gheata de Aur și se pare că reușim să câștigăm, bine mă, cu 17 goluri. Reușim să câștigă Gheata de Aur cu Dennis Mann. În Serie B reușim și se pare că reușim, bine mă, din prima pe locul 1 câștigăm și Liga, mă, bine mă, avem 1 din 3 acolo la ligi câștigate. Cu 84 de puncte reușim să câștigăm. În Copa Italia reușim? Da, m-așteptat o să nu reușim. Finale se între Bergamo Calcio, adică Atalanta vs Inter. Noi se pare că se scos și în round of 16 de Bergamo Calcio, ok, echipa care a ajuns în finală totuși, iar în alt campionat nu prea am jucat. E bine, am intrat în sezon cu numărul 2 și vedem că Dennis Mann a ajuns pe chiar la 79 overall, foarte, foarte bine pentru el, clar cel mai bun de la echipă. În sezonul acesta, să fiu sincer, nu cred că o să vreau să intrați vera, adică am ajuns cu Parma în Serie A și vreau să continuăm tot la Parma, ce puțin încă un sezon. Dennis Mann, să fiu sincer, vreau să-l facem un right winger, el are nevoie de shooting, chiar are nevoie de shooting și pentru chestia asta trebuie să facem un right winger. Bun, și acum că este un right winger, ba chiar a crescut iar overall-ul, wow, deci crește încă efectiv în continuare, 80 overall. Hai să vedem cum putem să-l mărim. Și vedem că un support winger crește ce mai rapid. Echipa va rămâne efectiv la fel. O să ne ducem în acest sezon tot cu această echipă. Mihailă la stânga o să ne ajute foarte, foarte mult. Eu zic că o să descurce echipa asta. Însă ca să facem chestia asta, desigur am nevoie de contracte și de diferite planuri, așa că revin într-o secundă. E bine, am făcut contractele cât și diferite planuri, echipa arată excelent, mai ales acolo cu Dennis Mann de 80 overall. Așa că simulăm și sezonul cu numărul 2, spunea că de data asta reușim să facem ceva în Seria A.
Sezonul numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată Dennis Van și arată foarte, foarte bine, are 82 overall, mă, bine, mă, bine, bine pentru el. Chiar a crescut destul de mult și sezonul acesta. Hai să vedem totuși a reușit să facă Dennis Van și a reușit 16 goluri și 6 asisturi și la asisturi este cea bun și la goluri. Da, cam curat Dennis Van. Hai să vedem totuși dacă reușim, nu cred că reușim, da, nicio șansă. Lautaro Martinez cu 26 de goluri pe locul 1. Noi suntem aici, dar suntem pe locul 12. În seria, hai să vedem. Wow, wow, la un pas de retrogradare, la un pas, adică la 2 pași de fapt. Oricum, stăle aproape să retrogradăm. Sezon cu număr 2, mult, mult mai greu decât primul sezon. De data asta am fost în Seria A, cu echipe precum Napoli, Inter, Milan, Juventus, Lazio, Roma, adică a avut cine să ne bată. În Cupa Italia, da, este Inter Milan. Noi se pare că suntem scoși din runda a doua, wow, la penaltiuri versus Ternana. Iar categorii n-am fost în celelalte campionate. Am intrat în sezon cu numărul 3 și în sezonul acesta cred că este timpul ca Dennis Van să plece din Italia. Sau cel puțin de la Parma, nu neapărat din Italia. Așa că haideți să-l punem pe lista de transferuri. Ok, și se pare că primim două oferte destul de interesante, una de la Lens și una de la Liverpool. Wow, ok, de la Liverpool. Oare să devenim right wingerul Liverpoolului? Sunt curios ce echipă au totuși. Ok, în atac nu prea văd să aibă ceva foarte, foarte bun, afară de Mo Salah, care, da, sigur o să mai prinde câteva sezoane. Deci ne ducem să fim rezerva lui Salah. Dar după ce pleacă Salah, da, o să fim noi titulari. E bine, m-am uitat la ambele echipe, până și la Lens, și să fiu sincer, Liverpool este o echipă cam mare pentru noi în momentul de față. Dennis Van nu ar juca în primul 11, clar, poate după două sezoane, și nu s-ar merita să fim rezerva lui Mohamed Salah două sezoane, așa că o să refuzăm, cel puțin momentan. Dacă mai primim o ofertă în următoarea sezoane, poate mergem. Iar la Lens, m-am uitat la Lens, o echipă destul de interesantă, un atac destul de bun, zic eu, un mijloc destul de bun și ăla. Pentru Lens, pentru Franța, zic așa, pentru Liga 1 din Franța, este o echipă destul de bună. Este o echipă care chiar are nevoie de un right winger. Și să fiu sincer, cred că aș cam vrea să mergem la Lens în Franța, cel puțin un sezon să vedem ce reușim să facem. Așa că acceptăm oferta de la Lens. E bine, și până la urmă, Dennis Van pleacă de la Parma. Clar se duce la Lens, unde sperăm că o să joace mai bine și o să reușească mult mai multe chestii. E bine, și am ajuns la Parma, unde echipa rachetă, efectiv, echipa rachetă, efectiv, asta e echipa rachetă. Foarte ciudată formația, clar, o să schimbăm într-un 4-3-3 atac, știți că așa joc eu clasic, așa că, da, asta este. Însă lăsați-o puțin să ajusteze echipa încât să arate mai bine. Bine, și cam așa o să jucăm cu Smith Rowe pe stânga, Dennis Van și acest atacant pe care nu știu cum se pronunță numele. Un mijloc chiar foarte, foarte bun, îl avem aici chiar și pe Ndidi și o defensivă destul de interesantă cu Frankowski. Echipa destul de bătrână pe anumite poziții, clar o echipă mai bună decât Parma. Haideți să vedem în sezonul acesta ce îi dăm lui Dennis Van și în sezonul acesta, să fiu sincer, clar avem nevoie de un inverted winger, avem nevoie mai mult de shooting. E bine, eu să mă bag să fac contractele și divem planurile la jucători, așa că revin într-o secundă. E bine, am făcut contractele și divem planurile la jucători. Dennis Van arată foarte, foarte bine acolo pe stânga, echipa arată foarte, foarte bine și pregătită, așa că simulăm sezonul numărul 3, să vedem ce reușim să facem data asta în Liga 1 din Franța la Lens. E bine, sezonul numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată Dennis Van și are 86 overall, mă, bine, mă, bine, mă, crește mereu, asta îmi place la el, crește mereu, efectiv. Haideți să vedem ce a reușit să facă și 21 de goluri și 10 asisturi, ce mai bun la goluri și ce mai bun la asisturi. În continuare își menține statutul de ce mai bun din echipă. Hai să vedem că data asta reușim și se pare că nu reușim. Gibbs White de la AS Monaco reușește, ba chiar PSG cu Mbappé nu reușește. Dennis Van vedem că este pe locul 14. Însă hai să vedem în Liga 1, nu reușim, bă, nu reușim. Locul 7, wow, locul 7, și când mă gândeam că Lens să se bată acolo pe primele locuri, dar nu, locul 7, PSG clar pe locul 1, ca de obicei. Cupa națională reușim, nu reușim, aici este PSG. Suntem scoși în semifinale de AS Monaco, destul de aproape. Haideți să vedem ce am făcut și în Europa League, pentru că Lens a fost în Europa League și se pare că terminăm pe locul 1 în grupa noastră cu 15 puncte. În round of 6 se pare că dăm de AS Monaco, pe care o scoate cu 3-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de PSV, pe care o scoate cu 6-1. Wow, 6-1 la general. În semifinal dăm de Newcastle United. Wow, deci reușim să batem echipe din Premier League. Cu 5-3 batem pe Newcastle la general. Iar finala vom juca versus West Ham. Hai să vedem dacă reușim să batem și pe West Ham. Și 3,
2, 1 și reușim cu 2-0 să batem și pe West Ham, câștigăm finala Europa League. Din păcate nu este Champions League, dar și Europa League se pune acolo la trofee, măcar, la numărul de trofee. E bine, am intrat în sezon cu numărul 4, hai să ne întâlnim ce puteți face la echipă. Vedem că Denis Ban este la națională, ok, interesant. Totuși nu avem obiectiv cu naționala, însă da, România nu cred că o să treacă așa departe. Din păcate, vedem însă că este în round of 16, destul de bine pentru World Cup. Wow, asta este World Cup. Haideți să o să urmărim. Ok, și se pare că în grupe România reușește pe locul 2, în grupă cu Franța, să trecă mai departe. În round of 16 se pare că pierde totuși. 2-1 versus Irlanda. Wow, ok. Și na, mai departe, cred că Franța câștigă. Înapoi la treburile noastre, Denis Man arată foarte bine aici. Sezonul ăsta vreau să mai păstrăm la Lens, nu vreau să plecăm. Echipa arată foarte bine, am încredere că putem câștiga mai multe chestii, pentru că echipa noastră chiar arată foarte, foarte bine. Însă totuși lui Denis Man, hai să vedem totuși ce putem să-i facem. Și văd că, da, nu prea putem să-i facem nimic decât să îl lăsăm să crească la shooting și la pace și la dribbling și la toate chestiile. Pentru că, în afară de chestia asta, restul stats-urilor sunt destul de bune. Așa că o să bag eu să fac contracte la ceilalți jucători și difem planurile și revin într-o secundă. E bine, am făcut difem planurile cât și contracte la jucători. Denis Man acolo arată destul de bine, încă n-a venit de la națională. Însă când va veni, va fi aici pregătit să joace. Așa că simulăm sezonul cu numărul 4, să vedem dacă reușim de data asta, poate să câștigăm Liga 1. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată Denis Man și are, wow, 89 overall, mă, wow, efectiv, wow. Cum a putut să crească până la 89? Mă, sunt foarte curios ce stats-uri are și, ok, 21 de goluri, m-aș așteptat el să fie pe primul loc, dar nu, 21 de goluri și 8 asisturi, destul de bine, însă clar, Way a jucat mai bine cu 27 de goluri și 6 asisturi, totuși este un atacant. Hai să ne dăm gata, dar dacă reușim, da, este aici Kylian Mbappé cu 30 de goluri, wow, 30. Denis Man este tocmai pe locul 6. În Liga nu reușim ceva? Nu pot să cred, pe locul 2, PSG pe locul 1 în continuare, incredibil, bă, cu la 3 puncte diferență, pe bune, 3 puncte diferență. Wow, dacă o băteam pe PSG, o scoteam, dar n-am reușit, bă, să batem. Cupa Naționale, ok, câștigăm Cupa Naționale, bine, foarte interesant. Un parcurs destul de interesant decât am văzut pe aici, câștigăm cu 2-0 versus Rennes. UEFA Super Cup reușim, nu reușim aici, ne bate Juventus, bă, ne bate Juventus cu 2-1. Pa, și Super Cup-ul este destul de important. Haideți să vedem totuși ce am făcut și în Champions League, pentru că aparent am fost în Champions League, chiar dacă am terminat Liga pe locul 7 și se pare că ieșim din grupa pe locul 2, 9 puncte, egalitate de puncte cu Arsenal. Însă se pare că în Round of 6 dăm de cea mai bună echipă, poate Real Madrid mai bună, dăm de Manchester City, ne bate clar cu 5-3 la general, wow, efectiv, wow, de ce ne dăm? E bine, suntem în sezonul cu numărul 5 și acest sezon, da, este timpul să-l transferăm pe Denis Man de la Lens. A jucat două sezoane, a reușit destul de multe chestii, însă a venit timpul să plece. Vă punem pe Transfer Market și vom aștepta oferte. Wow, și se pare că prin două oferte interesante, una de la Real Madrid și una de la Olympic Lyon. Ok, sunt foarte curios ce echipă are Real și ce echipă are Olympic Lyon. Ok, de când am văzut pe aici, Lyon are o echipă destul de interesantă, însă este mult mai slabă decât Lens, așa că da, nu o să ne ducem la Lyon. Iar la Real Madrid, wow, efectiv, wow, dar nu prea avem unde să jucăm, bă, decât dacă, pe Vini sau pe Rodrigo îl punem striker, cred că mai bine îl punem pe Rodrigo striker și jucăm în dreapta, ok, foarte bună ideea asta, jucăm în dreapta, Lukaku clar este inferior și așa avem un atac foarte bun cu Vini, Rodrigo și Denis Man. Iar în mijloc, da, ce să mai zici, Camavinga, Bruno, what, ce caută Bruno, Arda Güler, Bellingham, echipă chiar destul de bună. Iar fundașii, Dalot, ok. Kadioglu, wow, nu știu pe ăsta, Teo Hernandez, foarte, foarte bun și el, Saliba, wow, ok, Ioru și el sunt bune, au echipă foarte, foarte bună pentru Real Madrid și desigur Courtois în poartă. Da, să fiu sincer, clar o să acceptăm Lyon sau, nu, glumeam și eu, o să acceptăm clar Real Madrid. Clar, efectiv, dacă facem chestia de am zis eu cu Rodrigo în atac, efectiv, să vin cea bună echipă, cred că. E bine, și se pare că Denis Man pleacă din nou de la o echipă, însă data asta pleacă de la Lens și se duce la Real Madrid în Spania, la Real, unde o să distrugă, efectiv, o să distrugă. E bine, și am ajuns la Real Madrid, unde arată efectiv fabulos echipa, fabulos Van Dijk este și el la echipă, wow, efectiv, echipă prea, prea bună. Însă cam trebuie să schimbăm formația. Haide să o schimbăm repede. E bine, și cam așa va arăta echipa asta, cu Vini în stânga, Rodrigo, Denis Man, Bellingham, Camavinga, Bruno Fernandes,
Teo Hernandez, Yoro, Saliba, Dalot și, desigur, în poartă Courtois. O echipă chiar foarte, foarte bună, însă mai trebuie doar să schimbăm pe Rodrigo într-un striker complet și o să fie mai bine. Desigur, hai să vedem ce-i dăm lui Denis Ban și vedem că un support winger este perfect pentru el, așa că asta o să-i dăm. Desigur că o să mă bag eu să fac contracte la toți jucătorii și diferent planurile și revin într-o secundă. E bine, am făcut contracte la toți, cât și diferent planurile. Denis Ban arată foarte bine acolo pe dreapta, așa că simulăm sezonul numărul 5 data asta la Real Madrid în La Liga, să vedem ce reușește Denis Ban să facă și aici. E bine, sezonul numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine Denis Ban, 93 overall, mă, asta zic. Hai să vedem ce reușește să facă și se pare că 20 de goluri și 9 asisturi. Da, destul de puțin. Hai să vedem dacă avem vreo șansă, nu cred că avem și, da, ok, Ferran Torres pe locul 1, nici măcar Vini, noi suntem tocmai pe locul 10. În La Liga însă reușim să câștigăm cu 90 de puncte, mă, bine, 8 puncte distanță de Barcelona. Câștigăm La Liga. Doi din trei avem la obiectiv acela. Supercopa reușim, nu reușim aici, ne bate Barça. Ok. Copa de Spania reușim aici, tot Barça ne bate. Ok, deci noi am câștigat doar La Liga, în rest am pierdut tot versus Barça. În Champions League, hai să vedem totuși ce reușim să facem. Se pare că terminăm cu locul 2, cu 10 puncte, Juventus fiind pe primul loc. În Round of 6 se pare că dăm de Roma, pe care o scoatem cu 4-2 la general, destul de bine acolo. În Quarter Final se pare că dăm de Juventus, pe care o scoatem cu 4-3 la general. În semifinal se pare că dăm de Olympique Marseille, care ne poate cu 4-3, bă, Olympic Marseille, mă, pe bune, și finala e versus Milan cu Olympic Marseille. E bine, suntem în sezon cu numărul 6 și vedem că Denis Ban este la național acolo, este la Euro, se pare, și vedem că, ok, este în quarterfinals, mamă, versus Franța, wow, ok. Și se pare că o săptămână mai târziu, wow, ok, finala direct Portugal versus Anglia, însă, ok, da, ne bate cu 4-1 Franța, însă pierde versus Anglia și Portugal este în finală, nice. Hai să vedem totuși ce putem să-i facem lui Denis Ban. Are 93 overall, cum putem noi să-l ridicăm mai sus? Tind să cred că tot cu un suport winger sau cu un inverted winger, par n-ar trebui mai mult shooting, zic eu. Așa că o să mergem pe un inverted winger de data asta. O să mă bag desigur să fac development planurile și contracte la jucători și revin imediat. E bine, am terminat de făcut development planurile cât și contractele, însă trebuie să facem un transfer. Știu că nu prea trebuie să facem transfer, însă avem nevoie neapărat dacă vrem să rămânem la Real Madrid. Însă avem nevoie neapărat de un nou portar, așa că o să băgăm pe Courtois pe banca de rezervă și vom transfera un nou portar. E bine, și eu zic să-l transferăm pe Cobalt, de ce nu? Este un portar destul de bun, chiar dacă are 30 de ani, o să înșteie destul de mult, așa că haide să-l transferăm. E bine, și acum și cu Cobalt în poartă, echipa arată mult, mult mai bine. Denis Ban a pregătit să se lupte cu 93 overall, așa că simulăm sezonul numărul 6 să vedem dacă reușim data asta să câștigăm Champions League-ul. Sezonul numărul 6 s-a terminat, hai să ne cum arată Denis Ban și are 96 overall, incredibil cum a fost să crească, l-a ajuns efectiv pe Vini. Foarte bine arată echipa. Haideți să vedem ce a reușit să facă și se pare că nu reușește un sezon foarte bun. Se pare că Denis Ban reușește să înscrie doar 16 goluri și 7 asisturi. Destul de slăbuț. Rodrigo, un sezon fabulos. Pentru Gheata de Aur nu avea nicio șansă, dar este Rodrigo. Noi suntem pe locul 20. Ok. În Liga totuși reușim, se pare că nu pot să cred. Ne bate Barcelona cu 3 puncte diferență, un singur meci ne-a bătut Barcelona aici, câștigă ei data asta. În Supercopa reușim să câștigăm cu 3-1 versus Villarreal. În Copa de Spania reușim să câștigăm, nu reușim aici, este Barcelona. Adesea o să vedem ce am făcut și în Champions League, se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 14 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Arsenal, pe care o scoatem cu 6-3 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Manchester United, pe care o scoatem cu 6-3 la general, la fel. În semifinal se pare că dăm, bă, de Barcelona. Ne scoate 3-2 la general. Wow, de Barcelona dăm. Wow, ok. Și în finală, City cu Barcelona. Am intrat în sezon cu numărul 7 și în sezonul acesta o să rămânem clar în continuare la Real Madrid. Este echipa perfectă pentru Denis Ban. Cu siguranță vom merge noi și vom da desigur un different plan bun, pentru că mai are puțin și ajunge la 99 overall. Și ok, văd că un support winger este perfect, chiar perfect pentru el, așa că asta o să-i dăm. Desigur că o să bag eu să fac contractele și development planurile și revin într-o secundă. E bine, am făcut contractele cât și development planurile, echipa arată foarte bine, așa că
simulăm direct de ce nu sezonul cu numărul 7, să vedem ce reușește să facă Denis Van și poate data asta vine și balonul ăla de aur, dar e greu cu Rodrigo. Hai să vedem în 2029 cine câștigă balonul de aur, pentru că este primul an în care Denis Van este nominalizat acolo. Hai să vedem dacă reușim și se pare că nu. Este Haaland, wow, este Haaland. Ok, se pare că da, City a câștigat Champions League. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată Denis Van și are 97 overall. Destul de bine, destul de bine. Hai să vedem totuși ce a reușit Denis Van și a reușit 31 de goluri și 15 asisturi. În sfârșit, în sfârșit a început să joace bine. Însă în continuare Rodrigo rupe. Hai să vedem asta dacă reușim, nu reușim. În continuare este Rodrigo cu 26 de goluri, noi suntem tocmai pe locul 7. În ligă reușim ceva, reușim pe locul 1, da, reușim pe locul 1 cu 90 de puncte, Barça tocmai pe locul 5, wow. Supercopa reușim, reușim cu 3-1, Copa de Spania reușim, nu, se pare că ne bate Real Sociedad cu 1-0, wow, ok. Hai să vedem totuși am făcut în Champions League, se pare că trebuie cupa pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Benfica pe care o scoatem cu 4-2 la general. În quarterfinals dăm de Borussia Dortmund pe care o scoatem cu 4-1 la general. Să în final se pare că dăm de Napoli pe care o scoatem cu 8-2, wow. I-am spart efectiv cu 8-2. Iar finala voi juca versus PSG care a câștigat acolo la penaltiuri. Ok, interesant. Hai să vedem dacă reușim. 3, 2, 1. Și reușim, mă, cu 3-2 să o batem pe PSG, mă. Bine, mă. Câștigăm finala UEFA Champions League. Suntem în sezon cu numărul 8 și în sezon cu numărul 8 se pare că Denis Van este la națională. O să vedem totuși ce a făcut și acolo, deși nu avem un obiectiv. Se pare că este la World Cup și România este... Unde este? Wow, este pe locul 4. N-a câștigat absolut niciun meci. E că s-a jucat doar 2. În grupa F cu Argentina, Norvegia și Spania. Da, ok, ok. Noi trebuie să vedem cum reușim să-l facem pe Denis Van la 99 overall, pentru că ne apropiem de final și trebuie să-i dăm un divin plan bun, foarte, foarte bun pentru el. Și da, cred că o să-i dăm, uite, un white playmaker că îi crește la passing și avem nevoie. În rest, 99 pace. Desigur că o să mă bag și la acela jucător să fac chestia asta și revin într-o secundă. E bine, Denis Van este pregătit, am făcut contractul, l-am prelungit încă 2 ani. Deci, desigur că am dat și un divin plan și la restul jucătorilor, așa că simulăm sezonul cu numărul 8, data asta sperăm că câștigăm și noi măcar un singur balon de aur. Haide, eu zic că se poate. Haideți să vedem în 2030 cine câștigă balonul de aur și este Denis Van, mă, bine, mă, Denis Van câștigă primului balon de aur. Bravo, Denis Van. Sezonul cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată Denis Van și are 98 overall, mă, bine, mă, asta înseamnă că în următorul sezon care să fie sezonul cu numărul 9, o să aibă 99 overall, să sperăm. Hai să vedem totuși ce a reușit să facă și a reușit 33 de goluri și 16 asisturi. Foarte, foarte, ba chiar, eu zic că a avut un sezon mai bun decât Rodrigo sau dacă nu la egalitate. Însă deja are 30 de ani. Hai să vedem că de data asta reușim, se pare că nu reușim. Este pe locul 3 cu 22 de goluri. În La Liga reușim, reușim din nou La Liga fără nicio problemă cu 87 de puncte. Barça tocmai pe locul 8, da, decuzut rău de tot. Supercopa reușim, nu reușim, se pare că ne bate Real Sociedad. Ok, ok. Copa de Spania reușim, reușim aici 3-0 versus Barça. În UEFA Supercup reușim, reușim 4-2 versus Frankfurt. Hai să vedem totuși ce am făcut și în Champions League, se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 13 puncte la egal 3 puncte cu Frankfurt. În Round of 6 se pare că dăm de Inter pe care o batem cu 6-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Leverkusen pe care o batem cu 4-1 la general. În semifinal dăm de Brighton, what? What? Cu Brighton pe care o batem cu 6-3 la general. Iar finalul vom juca versus Benfica. Wow, ce semifinale. Uite și tu, Fulham Benfica semifinală, mă. N-are niciun sens. Ok, și finalul să jucăm versus Benfica. Destul de ușoară finala. Hai să ne reușim să câștigăm. 3, 2, 1. Și nu pot să cred. Nu pot să cred. Ne bate Benfica cu 4-2. Incredibil. Mă, ce jucător au, mă, de-au reușit să ne bată. Nu, că sunt foarte curios. Sunt foarte curios. Incredibil. Ia, haideți să vedem ce jucător au și se pare că ok, dau și știu ce jucător la atac, uitați-vă și vă ce atac are, 81 overall, cea mare overall de atacul lor. În mijloc e acest Thiago Gouveia, cred că așa se pronunță, Gouveia, 83, în defensivă Pacho și ca portar Tavares, care e slab. Deci echipa asta ne-a bătut pe noi, wow, efectiv wow. E bine, suntem și în sezonul cu numărul 9 și în sezonul acesta trebuie să ajungem neapărat la 99 overall, pentru că dacă n-ajungem la vârsta asta 30 de ani,
o să îmbătrâni mai mult și o să fie mult, mult mai greu. Deși eu trebuie să câștigăm și Balonul de Aur și Champions League, multe, multe obiective mai avem de completat, însă zic că ne surcăm momentan, mergem să-i facem diferent planul lui Tenisman și să vedem ce putem să facem ca să îl îmbunătățim și vedem că un wide winger este foarte, foarte bun pentru el, o să crească în 37 săptămâni și eu zic că după sezonul ăsta o să aibă 99 overall. Desigur că o să mă bag să fac și la ceilalți jucători și revin într-o secundă. E bine, am făcut diferent planul de căci contractat restul jucătorilor, echipa arată foarte, foarte bine, adică e cam la fel. Așa că simulăm sezonul numărul 9, să sperăm că data asta câștigăm și Balonul de Aur și Champions League-ul. Haideți să vedem în 2031 cine câștigă Balonul de Aur și se pare că este din nou Tenisman, mă, bine mă. Bă, când ajunge la un overall așa de mare de 98 overall, sigur câștigă el, mai ales după un sezon foarte, foarte bun. Sezonul numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată Tenisman și în sfârșit m-a ajuns la 99 overall, mă, bine mă, bine mă. Haideți să vedem ce a reușit să facă și a reușit 41 de goluri, 41 de goluri și 17 asisturi, incredibil. Gheata de aur de data asta reușim, reușim fără nicio problemă, 28 de goluri, reușim să câștigăm gheata de aur. În La Liga reușim, wow, 104 puncte, mamă câte puncte am reușit să strângem, unde e Barcelona? Pe locul 2, ok, ok, dar totuși, totuși. I-am spart efectiv pe toți. Super cap reușim, se pare că reușim să o batem pe Barça cu 3-2. Copa de Spania reușim să câștigăm, nu reușim aici să câștigă Rayo Vallecano și vedem că în Champions League se pare că avem o surpriză imensă. Real Madrid nu trece de grupe. Wow, efectiv wow. Apar că suntem în Europa League, de se pare că în Round of 6 dăm de Nice, pe care o batem cu o sparge de fapt cu 8-1 la general. În Quarter Finals dăm de Torino, pe care o sparge și pe aia cu 5-1 la general. În semifinale dăm de Villarreal, pe care o batem cu 6-3 la general și se pare că vom juca contra acelea la Liverpool în finală. Ok, interesant, hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim cu 3-1 să batem pe Liverpool, câștigăm, din păcate sau din fericire, Europa League, nu Champions League. E bine, și într-un final am ajuns și în sezonul cu numărul 10, aici cu Tenisman, care are 99 overall. Am completat desigur și acel obiectiv. Nu prea ar mai avea sens să-i dăm ceva, însă da, o să presupun că un inverted winger, pentru că e cam preferatul meu. Mă bag repede să fac diferent planurile și la acea jucător și revin într-o secundă. E bine, am făcut diferent planurile cât și contractele. Tenisman arată foarte, foarte bine acolo în dreapta. Este ultimul sezon. Vrem din acest sezon să câștigăm UEFA Champions League, nu Europa League, și Balonul de Aur categoric. Așa că simulăm ultimul sezon, sezon numărul 10, să vedem ce reușim să facem. Haideți să vedem în ultimul sezon, sezon numărul 10, în 2032, cine câștigă Balonul de Aur. Și se pare că este Tenisman, a treia oară la rând când câștigă Balonul de Aur. Tenisman chiar merită să câștige. E bine, ultimul sezon, sezon cu numărul 10 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Tenisman și se pare că, da, a scăzut înapoi la 97 overall. Din păcate, da, asta este, are 32 de ani totuși. Hai să vedem totuși ce a reușit să facă și a reușit 23 de goluri și 14 asisturi. Da, un sezon mai slăbuț, însă totuși 60 de meciuri. Și uitați-vă câți din jucătorii noștri au jucat 60 de meciuri. La gata, dar o să fiu sincer, da, noi reușim aici Rodrigo cu 27 de goluri, noi suntem pe locul 6 cu 17. La Liga reușim totuși. Totuși reușim cu 94 puncte să câștigăm din nou La Liga. Supercopa reușim, nu reușim aici, ne bate Barça cu 2-1, ok. Copa de Spania reușim, totuși reușim cu 4-2 versus Real Betis. În UEFA Supercup reușim, nu pot să cred, ne bate Galatasaray cu 4-2, bă. Haideți să vedem ce am făcut și în Champions League, se pare că trebuie în grupa pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Sporting, pe care o bate cu 5-2 la general. În Quarter Final se pare că dăm de Bergamo Calcio, pe care o batem cu 6-2 la general. În semifinale dăm de Leverkusen, pe care o batem și pe aia cu 6-2 la general. Iar finala este versus cei la PSG. Hai să ne că reușim să câștigăm ultima finală din această simulare. 3, 2, 1 și reușim să o câștigăm cu 2-1, îi batem pe cei de la PSG. E bine, și cam asta a fost simularea lui Tenisman. O simulare foarte, foarte interesantă, unde am fost la niște echipe destul de interesante, unde nu prea mergem de obicei. Eu m-am destras să fac această simulare, a fost foarte interesant să văd cum ajunge Tenisman și de ce e jucătorul de Audap, na, și ce câștigă. Obiectivele eu zic că l-am făcut aproape pe toate, chiar dacă nu, cred că pe toate, de fapt, ba, în afară de ăla cu Liga, ăla nu l-am făcut. Oricum, sper că a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați plăcut deja, să activați și clopoțelul. A fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!